Bine ați revenit la un nou episod de Hearthstone. Haideți să începem. Am nevoie. Asta tot nu. Asta e bun, foarte bun. Uneori șamanii au foarte multe weapon-uri deck. Și e pur și simplu greu de omorât. 4-5. Extrem de greu de omorât. Well met. Să închidem ușa, că fric. Da, deci n-ar nicio nimica. N-am nicio nimic. Mă contează? Curentul e scump. Frumos, frumos, nu știu ce. Foarte frumos faza. O să trebuie să moară amândoi și încă ceva ca să moare pe Yeti. Deci un trade foarte bun. Plus că dacă scoteam Nice Juggler, murea instant. Deci trebuie să-și folosească. Mi-am convine. Știi că mi-am convine mai bune. Dai 3 damage. Eeei, first blood. Și acum pot să fac combo asta și cu asta. Am fac cum mână. Am vedem noi. Let me think. O să mor instant. Că dacă fac orice, dar îmi convine asta. Dau un băiețaș mami și nu-mi iau damage deloc. Și o chestia asta o să trebuiască un swap use ca să fac ceva. Altfel știi că pierde și clericul. Poți dai damage în mine? Nu pot să lovesc pentru că mi-a dat freeze-ul și nu pot să lovesc cu... Am 5 mana. Ce pot să fac cu 5 mana? Pot să scot pe băiețașul mami, care e foarte bun. Pot să mai dau așa. Și poate am noroc și dăm ala moarte, așa. Și pun 1 damage ca să nu pot să facă trade decât cu asta. Ceea ce mi-am convins. Ăla e singurul trade care pot să-l facă. Ok. Aș vrea să-l scop pe raft cât mai repede posibil. Hai vedem dacă pot.
reporting for duty. Bun, dar să trebuiască, cred că să-mi folosesc asta. Nu vreau să văd un pat. Apelul nu trebuia să-l atingă. Și următoarea turul, pat cu ăsta și dau un raft. Și mi-au o carte, chiar dacă băga prea mult cărțunala. Dar se merită. Că dacă bagă tot emus în prima oară, înseamnă că n-are nicio carte, niciun taun, nimic, așa-i fix, nu știu damage. Serios? Ok, mi-am convins. Cred că o să-i dau cu ăsta în el. Fac așa. Cază asta. Nu fac nici de așa. Ăsta moare. Așa. Aș putea scoate un cilinghete chiar ce o să fac. Nu aș face. Și-i dau alea cu gândi. Deja eu am board. El n-are nimica. Tantul ăla să salveze prea mult. Tot nu să salveze prea mult tantul ăla. Pare rău să zic. Mi-ar conveni. Dar lui ăsta s-a salvat și nu moare. Ceea ce e foarte bun. Chiar nu știu. Prea am convenit să dau asta pentru ăla. Trebuie cărți în mână. Nu. Dar nu vreau să-mi iau două damage cu nimeni. Da, fac asta. Ah, nu se crede. Mai bine. O să dau away damage la tot ce are el pe bord. Cum am văzut care nu m-a squishy, pentru că alea mari deja le-au început să le pun în jos. Da. Vorbeam de lup. Ia să vedem ce pot să fac. O să dau cu ăsta în ăsta. Hai să socotim aici. Dar ăsta nu ce lângheti. Asta am pe ăla. Asta am viața mea și le-am așa mizem aici. Last warning! The battle! Da, înapoi cum convine să-l am în mână, te-l am. Și cum văd că n-are nimic. Dar de ce? Dar ce ți-am făcut? Serios acum. Yay, gold. Ah, convine și ăla. Hai să mai încercăm unul. Poate nu o să dăi așa de repede. Surrender. Paladin e cel mai overpower deck din toate. După aia vine Priestul și după aia vine Magul. Mulți spun că mai bun decât Magul e Shamanul. Dar mie mi se pare că la Shaman dacă n-ai nu scăd cărți, ești useless. I will fight with honor. Și de-aia va... O să am nevoie acum urgent de chestia asta. Întotdeauna rogul trebuie să ai ceva mai mult de 2 HP damage. Și la 5 îți poate da assassination la orice.
Well met. Asta e free kill. Să știu asta. Dar n-am ce să fac. Trebuie să pun like the pressure. Și trebuie să știu unii sale a două backstab-uri ale lui. Pentru că o să fie foarte nașpa dacă are backstab. Un backstab, deja unul e dus. Ok. Semnat unul. Și asta e extrem de bun împotriva lui. Și acum nu s-a meritat să-l dau pentru că mai are unul. Pentru unul damage, sincer, nu se merită. Dar pot să scot acest lucru. Și-ar prova că iar se dea cu ăla. Dacă zice, o da, dau cu cuțitul în el, îmi iau unul damage și mor unul pe hartă și pot spun ceva. Dă direct în mine, the fuck? Really? Așa. Nu ești prost, nu? Chiar dacă e prea mult și nu am unul damage. Dacă are-mi scot de pic. Mi-a la 3 damage, scot de pic. Dacă n-are un uz, îi mai dau un 4 damage. După ce e rogue, dacă vrei să faci un deck de rogue, îți trebuie mulți asasieni. Extrem de mulți. Spell-uri ai. O grămadă. Nu o să-ți trebuiască spell-uri. Și uite, amă, la mine e nașpa. Eu am impresia că o să mi-l ignore. Și n-aș vrea să mi-l ignore. Așa că... We must cleanse the Sunwell. Fac asta. Și văd Daniel. Chiar dacă mi-au 2 damage în plus. Și aștept. Să dea un assassination. Și mai are un backstab, știu că mai are un backstab și o să-l omoare, cred că pe ăsta cu backstab-ul. Ha. Salut, backstab! Ok, de acum pot scot search mai multe. Știu că nu pot să-mi fac nimic. O să dea direct în mini dacă e deștept. Nu se merită, și a doi damage degeaba. De omorât oricum îl omoară. Și dacă faci rogue deck, fă-ți cu stealth, foarte mult stealth. Îți convine la nebunie să ai stealth. Cât mai mult stealth, cu atât mai bine. I-aș dori acum să dai un assassination. Mi-aș dori din inimă să dai un assassination. Dacă e deșteaptă, o să-mi scoate pe ăsta micu. Cu dagger-ul. Împotriva nu-l prins nici atât, nu-l aș cărți mici pe masă. Pentru că oricând pot să fac chestia asta. So many options. Și totul e worth it, pentru că am dat 2 mana pe el și nimeni nu o să vrezi de el și... Bless of the Kings, 4-4. Dar îți faci 5-5. Și zici, what the fuck s-a întâmplat?
De ce sunt 5-5 pe masă? Ce și o fac? Vreau să-l oblig să-și dea assassination. Da. Totul e worth-ul. Damage. Și o să vrei să îl asasinezi pe ăla mare de 5. Nu se convine. Să rămână la prima hartă. Și chiar dacă eu sunt mai puțin la HP ca el, eu o duc mult mai bine decât el. Observ direct, nu mai așteaptă să mai lăsă niciun om. Unde când totdeauna ai frica aia. Betrayal. LOL. Nu a fost fain, betrayal. Da, a fost prost pentru că odată în ăla aș putea să mor oricum. Asta a fost ideea, nu? Ok, hai să punem asta jos. Hai să dăm o leacă de damage. Și hai să-mi pun o leacă de HP înapoi. Acum, eu am board control. Ea n-are. Iar un singur dagger. Și o să dea assassination. Perfect, asta vreau. Acum pot să... Nu mai are nimica, mai are un assassination, trebuie să aibă un... În mână nu are sigur un assassination. Ce o să-ți tot? Și e 5 damage. Doar să scoate nu știu ce minune. Dă-le useless dacă n-ai o carte. Nu te ajută chiar cu nimic. Și mă o să fac următoarea chestie. Asta mă enervează deja. Nu să aibă ce să facă cu ea. Așa că voi da. Asta nu aici. Așa. Am si... Dau... Pe asta înapoi în mână. Pentru că îmi convine să-l am în mână. Am să pun un Divine Shield pe fața lui. Și am să mai scot unul. Sunt așa de blanjă, îi dau direct în ea. Și acum, chiar dacă își maximizează cuțitul, nu pot să-l omoare pe ăla. Pot să-mi omoare Brumestru. Are Assassination din nou. Na, cel mai bun caz... Da, în cel mai bun caz de ăla, am Brumestru. De-aia următoarea tură mai pot să-mi dau 2 damage la mare. De-aia lui frică. Pentru că știi că mai pot da 2 damage la oricare campion de aici. My shield for Argus. Ok, 2. Deci nu mai are niciun assassination. Ce bine. Bine, să fac un blow. Skillboard. Sugestia mea ar fi să nu se dea în mine, dar mult mai bine. Pentru că știi că trebuie să fac trade cu el. Dar, ceea ce el nu știe, e că eu am acest lucru. Și acest lucru este extrem de bun. Pentru că dau un asta, nu? Am să-mi pun... Am să-i dau 2 de... Am să-l provoc să-și consume 2 mana. Și dacă scoate o carte și să bufeze, să-și scoate dagger-urile, să bufeze, mai am un acid swamp ooze. Doar pe ramare se dă, n-are nici nida. Se merită, da. Opa! Opa! Și faci acid swap booze. Dai nela, îți moare în momentul 2. Ce mai puternic lucru la tine din mână.
Oh, și mai bine. Chiar merită că m-a ucis. Ok. Aia îți moare instant. Stai atent. Ha! Bye bye! Nu mai dau 2 de mine, 3, pardon. Și am cea mai bună carte. Am bătut. Și ai încă un joc să vin. Sper să-mi cad un maxim. Vedeți cât e overpowered de așa. Magul mi se pare foarte greu de omoră dacă n-ai destul minioni. Și eu când duc lipsă de minioni. Ah, uite. Warrior. Mai n-așa. I will fight with honor. Asta n-am nevoie. Uzur Drake-ul tot n-am nevoie pentru că e prea low. Îmi trebuie multe cărți în mână ca să poți fi folositor. Și plus, că dacă îi dă unul damage, după aia îl omoară cu... Smite, nu Smite, altfel. Are o carte Warrior care dacă primește damage un caracter, poți să-l omoară instant. Asta are charge, the fuck? De charge la rest campionilor, nu? Ah, numai că n-are. Sunt useless. Îmi convine. A nebunie. Pe dacă am spart coin-ul cam de vreme pentru un 2-1 și are mult mai multe chestii în el, pot să fac trade foarte ușor, că și mi-am convine. Pentru că știi, când poate da 2 damage, dar după aia la moare instant. Asta e cam proastă de... Pentru că ăsta e 0 damage. Ok, frate, dacă tu vrei să fii așa cu mine și vrei să-mi dai atâta chestii, păi, eu nu comentez. O, da, așa că cum îmi convine de tare. Mai scot unul. Ăsta lucid, instant. Îi dau lui ăsta 5 și pe ăsta lucid. Aproape ce și mai dau un shield. Ca să fie sigur că nu poți să-mi omoare. Nu prea. A făcut cea mai mare prostie. Nu-i bine să scoți. Hai să mai facem una că să fost prea repede. Manastor nu-i foarte bun. Dar nu contra magi, contra priști sau contra paladini. Pentru că au foarte multi. Foarte multe chestii de scos pe masă. Au multe speluri. El a vrut să-mi fac rush pentru că, bine, ăla are foarte mic și 4-4. La level 3, 4-4 e foarte greu de ucis. Trebuia să spar vreo 2-3 cărți. Dar pentru că aveam multe magii în mână, i-am făcut tot posibil să mai aibă nimic ca el în mână. A rămas cu... În 4-4 minute cu shield. I will fight with honor. Oh, shaman. Azi am dat peste mult shaman. Brewmaster nu e bun aici. Chiar dacă ești 2 mana, nu ești bun pentru că n-am ce să fac cu tine. Și cui dau lui ăsta? Ăsta dacă n-are un minion, e useless. Divine Shield pentru un 1-1-1 nu se merge. Ăsta umility e foarte bun. Pentru că dacă scoate o carte mare, îi fac unul damage. În loc de tot ce are el. Holy Light îmi convenea să am pe la level când aveam deja 6 mana. Pentru că oricum nu o să-mi dă așa de mult damage un shaman. Uite, iară brume asta. Yay, nothing to do at first time. Well met. Brume asta are foarte bună combinație cu el. Pentru că îți convine, îți scoți ceva mai mare și pui Divine Shield, după aia îi vii cu el și dai în piste.
Ok. Ceea ce nu-mi convine mie. Am ce să fac. Și trebuia să pun ceva jos. Că dacă puneam o carte, măcar au o șansă să dea în el. Și nu mine. Și la level 4 o să scot ăsta sigur. Am 4 mana, o să scot sigur ăsta să-l omor. Pentru că e foarte nenorocit ăsta să-l ai. Vezi? Dat în el. Are foarte bună combinație cu șamanul și cu paladinul în cartea asta. Pentru că fiecare minion. Deci și asta se numește minion și asta se numește minion. Chiar dacă tot îmi scrie, e tot minion. Mai scot unul, când am stat. Aș putea pune unul în HP lui. Mi-au de grijă cu fața lui. Asta îmi dă inima 2 damage cu asta. Doar dacă are și el un Brewmaster, dar nu cred. O să-mi dai 3 damage. Da, 3 damage o să-mi dai. E convenient, pentru că dă 2 mana și am dat 2 mana pe el. Ba, nu, nu fac. Uite, aici îmi scot ăsta. O să-i dau 2 damage, o să-mi iau înapoi 2 și o să-i dau numai 1 și o să fiu un avantaj. Dau în el și rămas cu unul care are spell power. Dacă nu te... pe magii, șamanul e cam useless cartea asta. Drake, ce faci? Cum vine scot și lânghiete aici? Și nu dau în el pentru că n-are niciun rost. Pentru că sunt multe cărți care poți să dai heal la dragonul ăsta. Dragonul ăsta e extrem de bun la paladin, pentru că poți să-l bufezi extrem de tare. Dacă ai multe cărți în mână, îl bagi și după aia tot îi dai heal, heal, heal și după aia îi faci un câta HP are atâta de mici să aibă. We must cleanse the Sunwell. Ah, deci vrea să dai direct în minim. Azurul Drake, ce faci? Hai la Drake. Am spus. Ok. Cât am 5 cărți cu ăsta, îi dau 5, dar 5 o să aibă. Nu știu dacă îmi convine să am 5 cărți, să-l dau jos. Ia, de ce trebuie să facem aici? Aș putea să-l ucid, cred că? Nu, îi dau 2, are 6, nu îl ucid. Chiar cum. Și putea scoate unul din ăsta și l-aș forța să folosească aproape toate cărțile pe el. Scot asta. Și... cam atâta. Tu ăsta cam atât poți să fac. Următoarea tură pot să-l bat. Seriously, a frog? Și mai are un hex. Ai două hexuri atâta. Ai doar două cărți asemănătoare într-un deck. În arena poți să faci cât vrei asemănătoare dacă îți cade. Bai. Dar tu, Overlord, următoarea o să aibă numai 4 mana. Urma să-mi face rush. Ce pot să fac eu contra un rush deck? Aș putea să-l omor pe ăsta. Dar mi-aș da 5 damage mie. Da, mi-aș putea da înapoi heal-ul. Și-mi convine. Nu că se prea mare carte să rămână aici. Și-mi întreb de ce n-aș fi cu Brewmaster. Brewmaster îmi dădea înapoi cartea. Îi dea 5 HP, nu m-aș da cu nimica. Îmi dau un heal. Și nu trebuie să dau heal, trebuie să scot azurul. N-am mai prea târziu. Și mai iau o carte.
Azuri bun dacă ai măcar 6 cărți în afară de Azuru. Dacă măcar să dai 7 HP, fie greu de ucis. Mă o să primesc 3 damage pe puțin. Ok, 5 damage. Hai să nu o zicem. Windfury, 10 damage. Hmm, 12 damage. Foarte frumoasă combinație. Nu mai ce să fac. Bine, atâta pentru azi. Ne auzim în altă zi. Pa, pa.